Elena Băsescu este un candidat model în ceea ce privește implicarea totală în campanie. Veți vedea foarte puțin politicieni din întreaga țară, nu doar din județul Constanța, care tratează cu atâta responsabilitate acest exercițiu. Ne cunoaștem de mai bine de 15 ani. A fost unul dintre colegii care în toate campaniile în care eu am candidat a fost alături de mine și s-a implicat. Obiectivul meu este să merg în majoritatea localităților din județ. Sunt localități care nu au apă și canalizare, sunt localități care nu au gaze. Locuitorii din aceste localități se încălzesc la sobe cu lemne. Ne dorim, dacă vom fi aleși în Parlament, să sprijinim autoritățile locale ca până în anul 2024 80% dintre localități să aibă gaze. Ne dorim să sprijinim micii agricultori, ne dorim să aducem internet în toate școlile, bineînțeles, asta după ce se rezolvă problema grupului sanitar neconform din spatele curții și avizului de incendii. Noi trebuie să venim în sprijinul, ca și parlamentari, în sprijinul autorităților locale, indiferent de culoarea politică, indiferent că este primar de la PSD, de la PNL, dacă ajungem în Parlament, trebuie să facem front comun, să sprijinim prin alocări bugetare aceste localități din Constanța. Un candidat trebuie să aibă curajul de a merge și de a discuta cu cetățenii. O felicit pentru că demonstrează că știe ce are de făcut și mizez mult pe tandemul Băsescu-Palaz.